Doamne ferește și iartă, Doamne păzește de așa ceva. S-a împărțit bugetul. MTS-ul are din nou cel mai mic buget dintre toate ministerele posibile. 100 de milioane de euro revin pentru un an olimpic, atenție, 2021. În vară avem Olimpiada de la Tokyo și bugetul este cel mai scăzut dintre toate ministerele. Ba mai mult, este mai scăzut cu 30% față de anul precedent. Asta n-ar fi o problemă. Bătrânul nostru rege, Carol I, zicea că nimic fără Dumnezeu și a făcut din asta un, un moto al pregal, al, pentru România. Eu zic că ar fi trebuit înlocuit, nimic fără prostie. La MTS lucrurile nu par să meargă așa cum trebuie. Din păcate, în ultimii 31 de ani, din do cei 24 de ministri vehiculați, speriendați pe la uh, conducerea ministerului, fie că au fost politruci, fie că au fost uh, campioni, nu s-a zbătut nimeni, nu s-a bătut nimeni pentru mărirea bugetului. Deci cel mai mic buget și și acela scăzut cu 30% față de anul precedent. Dar asta n-ar fi o problemă. Problema este că domnul ministru paralimpic de etnie maghiară, Eduard Carol Novak, a găsit de cuvință că cele 100 de milioane de euro să fie împărțite astfel 80%, respectiv 80 de milioane pentru cheltuile curente ale MTS-ului și doar 20 de milioane bani care ar trebui să meargă spre cele 73 de federații sportive 80 de milioane de euro deci nu mă refer la, la dimensiunea sumei, ci la principiul în care ea este folosită 20% merg către federațiile sportive uh, din România, 80% se folosesc de către MTS pentru plata de jtesiștilor, vreo 4.000 de oameni de salariați în toată țara, este un mamut, pentru uh, suportarea costurilor celor 330 de locații pe care le are și le păstorește uh, MTS-ul. Deci înseamnă că în mintea și acestui uh, ministru, fost campion olimpic, paralimpic, uh, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel decât ne-am uh, fi imaginat. Deci, nu știu de unde, din puțul gândirii, nu știu de unde pornește această, acest raport. Oricum, un buget de 100 de milioane de euro pentru întreg sportul românesc este mai mic decât bugetul Borussia Dortmund sau echipei de fotbal italiene Lazio Roma. Acest buget reprezintă cam 30 de euro pe cap de locuitor alocați pentru sport în România. Este de departe cel mai mic buget din, din Uniunea Europeană, din țările europene. Nu-i de mirare că suntem la coada Europei și la acest capitol. Urmează Olimpiada de la, de la Tokyo. Ne bazăm pe o mână de, de, de sportivi, vreo 2-3 canotori, poate vreo 2 scrimere și eventual halep sau tecău. În schimb, ce a mai făcut domnul uh, ministru paralimpic și maghiar? Are găsit de cuvință să taie din bugetele unor federații care, vezi, doamne, n-au performanțe. Este adevărat. Handbalul masculin, handbalul chiar feminin, pentru că nu ne-am calificat la, la Olimpiadă, uh, voleiul, basketul. Și a găsit de cuvință să crească bugetul, atenție, la Federațiile Române de Go, de Scrabble și de Cricket. Deci, în curând, prin aceste uh, abordări, ale creșterilor bugetare, probabil că domnul Novac vrea să devenim indien sau pakistanez să practicăm cricketul în masă în România, uitând de sporturile care, chiar dacă nu au performanțe, plac totuși uh, românilor. Sportul e în E păcat.